Pălăria lui Hanako. Hanako, fata samuraiului, era nevoită să poartă o pălărie ascuțită de tot râsul care îi acoperea toată fața. Tatăl ei o pusese pe cap înainte de a muri. De atunci nimeni nu a putut să-i scoată ciudata acoperitoare de pe cap. Lumea râdea de Hanako din cauza acelei pălării, până când într-o zi Hanako se însătură de batjocura oamenilor din satul ei și plecă în lume. După ce merse cale îndelungată, ajunse într-un oraș mare. Kyoto era capitala imperiului la acea vreme, iar familia regală trăia aici. Pentru ca să aibă din ce trăi, se angajă în serviciul prințului ca servitoare. De data asta, colegii ei servitori râdeau de ea și erau răutăcioși. Într-o zi, prințul o găsi toată în lacrimi pe fată. Auzi povestea și așa de tare o compătimi, că o luă de mână, ducând-o în sala tronului, în fața împăratului și ceru voie acestuia să o ia de soție. Nu se poate căsători un nobil cu o servitoare, răspunse indignat împăratul. Nu e de rangul tău. Hanako, deși stătea în genunchi și cu capul plecat în fața împăratului și nu scotea o vorbă, a fost considerată vinovată și alungată din palat. Tocmai ieși din sala tronului, când pălăria acea mare căzu de pe capul ei și toată lumea putu vedea frumusețea uimitoare a fetei. Iar toate bijuteriile care se găseau în cutia de pe capul ei se împrăștiară pe jos. Unul dintre miniștri o recunoscu ca fiind fata samuraiului, așa că după toate acestea, Hanako se putea căsători cu prințul care avea acordul împăratului.